Atleții suceveni s-au remarcat la Campionatul Național de Alergare pe șosea pe distanța de 5 km, concurs desfășurat la Brașov. Andreea Stavilă, sportivă pregătită de Silviu Casandra la CSM Suceava, a cucerit medalia de aur la tineret. CSM Râul Câmpulung Moldovenesc a devenit campioană națională cu echipa de tineret, formată din Antonia Bodnariuc, Bianca Catrinar și Anca Moroșan. La individual, atletele pregătite de Elena Erzilia Țîmpău au luat alte două medalii, prin Antonia Bodnariuc și Anca Moroșan, argint respectiv bronz la categoria tineret. CSŞ Rădăuți a devenit vicecampioană națională cu echipa masculină de juniori alcătuită din Ciprian Costân, Marco Târnăuceanu și Ștefan Cuciurean. CSM Dorna a câștigat titlul de vicecampioană națională cu echipa de tineret, formată din Dragoș Negoiță, Ștefan Ungureanu și Alexandru Prâsneac.